Precum pita s-o făcut dor, dorui dor și nu-i ușor. Așa și eu am crescut dor, dorui dor și nu-i ușor. Cum s-o copt pita-n cuptor, dorui dor și nu-i ușor. Țara-m crescut de ajutor, dorui dor și nu-i ușor. Măicuță, de ziua ta-n dor, dorui dor și nu-i ușor. Roaghii pe flori ți-aș da-n dor, dorui dor și nu-i ușor. De-n cazuri să te spele, dorui dor și nu-i ușor. Să te apere de răve, dorui dor și nu-i ușor. Pita în cuptor să-ți crească, dorui dor și nu-i ușor. Dumnezeu să te-o crotească, dorui dor și nu-i ușor. Doru Pop este alături de noi în această seară. Am vizionat un videoclip foarte frumos, un videoclip dedicat măicuțelor noastre, tuturor mamelor care ne privesc. Un videoclip care m-a impresionat foarte mult. Și am înțeles că mama ta este în videoclip. Da, chiar mama mea este în videoclip și mă bucur enorm că am putut să realizez acest lucru. Nu știu, poate și mama ta, poate și alte mame ar fi fost la fel de mândre. Așa cum e. A fost mama mea și este. Eu, dacă ai observat, în albumul meu am piese pentru tata mea mai mult. Dacă tata a fost primul care a plecat dintre noi, îmi pare rău că n-am ales, dar poate colegii din regie, dacă o să fie pe fază un pic, ar fi interesant să caute Așa o vrut Dumnezeu, așa se intitulează piesa, să seamăn cu tata meu. Și a fost o piesă și este care a impresionat până la lacrimi atât pe mama mea cât și pe foarte, foarte mulți oameni care au suflet. De ce am făcut această piesă? Pentru că nimic nu e mai frumos pe lumea asta, dragii mei, ca atunci când cei doi părinți care ți-au dat viață îți sunt alături. Așa a făcut Dumnezeu, să seamăn cu tata meu, dar l-a luat Dumnezeu, din păcate. Dumnezeu să se odihnească. Mama mea era foarte tristă că nu prea cânt despre ea. Și am zis, stai liniștită, mamă, că o să cânt și despre tine. Și am lucru acum, pe următorul album, dacă Dumnezeu mă va ajuta, o piesă care atât mama mea, cât și toate mamele din lumea asta, care ascult melodia, nu cred că n-o să le impresioneze până la lacrimi. Cu siguranță și așteptăm următorul CD care este în lucru. Și eu aștept de 6 ani, dacă mă crezi. Foarte multă lume se întreabă de ce nu mai repede. Alții fac în fiecare an sau poate două. În fiecare an, așa e. Ei, dragii mei, eu chiar vreau să le răspund, mai ales acelor interpreți care practică sportul ăsta de a face 2-3 albume pe an. Dragii mei, felicitări. Eu chiar îi felicit că pot să realizeze așa ceva.
trebuie să și lasă ceva în sufletul omului, însă să eu, rămână ceva în sufletul însă omului. Eu nu cred că vreodată, chiar dacă aș putea, că teoretic putem, și noi, și eu, și tu, așa, în fiecare an să facem câte un album, două, trei, de ce nu? Dar s-ar putea să îmi dați dreptate. Sunt unele melodii, dragii mei, care două, trei luni sunt cele mai tare. Și peste trei luni, dacă undeva o cânți, nu mai aude o să spună omul că a, deja e veche. Așa e. E, nu. Eu prefer să scot din lada cu zestre, așa, mai răruț, câte o perluță de asta. Și prefer să, cum am avut chiar, mi s-a întâmplat, unul dintre fanii mei, după 2 ani de zile a reușit să-mi asculte o doină. După 2 ani, după cum așa de târziu? După 2 ani m-a felicitat, mi-a plâns și mi-a spus că este extraordinar. Nu am pe albumul din seara asta care o să-l prezentăm. După 2 ani a reușit să asculte tot. Pentru că o doină, dacă nu asculți ce spune, ai ascultat-o degeaba. Așa e. Trebuie să te regăsești în versuri. Da, și de ce nu peste 10 ani să ne regăsim și noi și alții? Așa e. Așteaptă doamna Maria la telefon. Îi spune bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt Maria din Bistrița. Să rămână, bună seara. Sănătate și emisiune frumoasă. Mulțumim. Îl felicit pe domnul Doru Pop cu cântecele frumoase. Și sunt bunica lui Dănuț Costinea. Să rămână, să rămână. Bună seara. Să trăiți. Ce mai face Dănuț? Cu școala, cu școala, la Alba Iulia, la facultate. Mă bucur pentru el din suflet. Bine face. Muncă și ar muncă. Așa e românul. Se spuneți că aștept să-mi dea un telefon. Bine, când vorbesc cu el, vă să-i spun, vă urez și din partea lui numai bine și sănătate. Doamne ajută! Mulțumim. La revedere! La revedere, sănătate multă! Eu rămân surprinsă câtă lume te cunoaște. Și mai ales câtă lume știe că ești prezent în această seară. Păi dacă știe lumea că sunt prezent în această seară, asta ți se datorează ție și colegilor tăi, nu? Așa e, cu siguranță. Înseamnă că ați fost atenți și ați făcut ceva publicitate, nu? Așa e, așa e. Și eu rămân surprins. Cu câtva timp în urmă, cu câtva înainte. Timp înainte, așa e, invitatul care o să fie prezent la noi în emisiune și oamenii văd că sunt atenți, recepționează și ne sună, sunt alături de noi. Mă bucur. Tu ai crezut că glumesc când am spus că în ultimii ani, și cu mare drag spun asta, în ultimii ani mai multe activități culturale, hai să le numim, am în județul Bistrița decât în județul Mureș. Asta nu înseamnă că mureșenii nu mă iubesc. Dar știi cum e, ce ai acasă parcă nu e. Așa e, așa e întotdeauna. Nu poți să fii popă în satul tău, nu? Niciodată. Atâta timp cât zicea, ăla locutare, a ajuns și el popă. Nu. Dar mergem unde ne ajută Dumnezeu, numai să fim sănătoși. Așa e. Să fim sănătoși, pentru că sănătatea este cea mai importantă. Povestim un pic și cu doamna Adina. Bună seara! Bună seara! Vă doresc multă sănătate și aș dori să-i spun la Roxy din Bistrița multă sănătate și fericire și la mulți ani de ziua ei. La mulți ani îi spune și noi. Să aibă parte de cremă toată viața ei. Cum? N-am înțeles. Nici eu n-am înțeles. Poate colegii ne ajută. Ceva toată viața ei, nu știu. Bănesc că... Sigur, era vorba despre doamna Roxana, da, cărui zi de naștere este astăzi. Îi spunem, da, și noi la mulți ani. Uite, și eu îi spun la mulți ani lui Roxana. Așa e. Și o să te rog să ne cânti două cântece frumoase, după care revenim și mai povestim un pic. Cu mare, mare drag. Statule grădină mândră, lai, 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 mai despărți de geamne mândră, lai, lai, lai. C-am umblat noaptea prin sat și cu alta m-am sărutat, și cu alta m-am sărutat, mă, la lai, lai, lai. Ei, m-am sărutat cu alta, mă, ei, și voi m-a spus la mândră, mă. La mândruța mă iubește, lai, 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 chiar de lumea povestește, lai, lai, lai.
că iubirea-i bolă grea și nu poți uita de e, și nu poți uita de e, mă la 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 la. Păi că o dragoste curată nu se uită niciodată, mă. Lumea-n sat mă poveste, mă, că mândrana și a mea, mă, lasă-mi zică câte-ori vre, om trăi și-om mai vide, om trăi și-om mai vide, mă. Păi ține de mândră de mine, păi că și eu mă țin de tine, mă. Și de-am moi merg prin sat, mă, și-oi umbla la sărutat, mă. Moi săruta cu alta, da gându-mi la mândra, da gându-mi la mândra, mă, la 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 la. La mândra care iubesc, că doar pentru e trăiesc, că doar pentru e trăiesc, mă, la 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 la. Iar beau și mă jălesc, că văd cum îmbătrânesc. Nevastă-o rămas frumoasă, nu mai am hodină în casă. Iar beau și mă jălesc, că văd cum îmbătrânesc. Nevastă-o rămas frumoasă, nu mai am hodină în casă. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Nevastă, nu mă sfădi, dacă-i beși, o-i cheltui. Că nu beau de sete mare, beau de griji și supărare. Nevastă, nu mă sfădi, dacă-i beși, o-i cheltui. Că nu beau de sete mare, beau de griji și supărare. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Nevastă, de dragul tău, aș muri în făgădău. Și-i videu atunci bine ce ti face fără mine. Nevastă, de dragul tău, aș muri în făgădău. Și-i videu atunci bine ce ti face fără mine. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Lumea asta și-ai lăsată să nu îmbătrânim deodată, să îmbătrânim pe rând cum am venit pe pământ. Lumea asta și-ai lăsată să îmbătrânim deodată, să îmbătrânim pe rând cum am venit pe pământ. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Hai, lai, lai, la, la, dragă-mi nevasta mea. Hai, lai, lai, la, la, ce m-aș face fără e. Dragă mie, nevasta mea, ce m-aș face fără e? Nu știu, Zo. Cred că așa, după cum spun versurile, așa și-i bănuiesc, nu? Stai că spun imediat, numai să-mi pun microfonul. Cum trăiesc cu nevasta chiar așa?
N-am, întreabă-mă. Cum trăiți cu nevasta? Nu, cum trăiești, cum trăiți? O promis că îmi zice tu, dar las că o să-mi zică. Trăiesc foarte bine. Sau, mă rog, mulțumesc la Dumnezeu. Cred că cel mai bun răspuns ăsta este. Mulțumesc bunul Dumnezeu. Eu nu știu dacă ai copii sau nu. Păi vezi, nu știi că nu m-ai întrebat. Că acum te întreb. Dar așa cum mă vezi, nu? Nu poți să-ți dai seama dacă am sau nu. Nu pot să-mi dau seama. Am doi feciori doi are feciori. Tata. Să trăiască. Pe unul îl cheamă Doru. Doru. Și Vlad. Și Vlad. E Doru, nume foarte frumos, Doru. E, dacă îți povestesc... De dor. Istoria numelui, o să-ți vină să crezi. Povestește. Dar este interesant. Pe vremea când eu m-am născut, acum vreo 30 și ceva de anișori, nu era voie să pui nume Doru. Greu. Se punea numele la spital pe vremea aia. Și nu s-a acceptat Doru. Însă tatăl meu, care m-a dorit 17 ani, deci sunt singurul copil la părinți, nu mai am frați, așa că părinții m-au dorit 17 ani. Și după această perioadă am apărut eu. Și dacă eram fată, mă numeam Dorina. Dorina? Da. Și de ce Doru? Simplu. Doru pentru că l-am dorit. Înțelegi? Foarte frumos. Și când aveam 3-4 anișori, mă rog, copil mic, întrebam pe maică mea, de ce tu, mamă, și ăsta mă cântă tot pe mine? Nu știam eu cum să pun problema, dar asta era expresia mea. De ce? Uite, mamă, și ăsta mă cântă pe mine. Doru încoace, de ce? Doru pentru încoace. Că aproape toate cântecele sunt cu Dor. Așa e. Un nume foarte frumos. Măcar ceva să am frumos, nu? Nu e adevărat. Ai multe lucruri frumoase. Și cum spunea frumoase. Doamna, mustața. Mustața, cu siguranță, și mustața. Așteaptă o doamnă la telefon, o doamnă din Livezile. Îi spune bună seara. Bună seara, doamna Anuța. Bună seara, Anuța. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Și pentru invitatul dumneavoastră, care este unul dintre preferații familiei noastre. Să rămână, mulțumesc. Și dacă se poate, aș dori o dedicație. Fetița mea împlinește astăzi 3 anișori și aș vrea să-i spun la mulți ani prin intermediul dumneavoastră. La mulți ani îi spunem și noi. Să vă crească mare și frumoasă. Fie cu minte, mulțumesc frumos și dumneavoastră. Și felicitări pentru emisiunea încă o dată și pentru invitatul. Mulțumim. Care l-ați avut în seara asta. Mulțumim, mulțumim frumos, doamnă scumpă. Să vă trăiască fetița. Să vă bucurați de ea. Mulțumesc frumos, la revedere, noapte bună. La revedere, noapte bună. Din videoclip, imaginile erau foarte frumoase cu copilăria. Cum ai copilărit tu? Întrebare frumoasă și paradoxal un pic grea. Dar am să răspund. Am avut o copilărie cât se poate de normal. Cu toate că am fost singur la părinți, știi cum se spune mai demult, dacă erai singur la părinți, asta însemna că ba ești un pic înfumurat, ba nu știu. Nu. Am mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut doi părinți minunați, simpli, să știi, au fost simpli țărani, doar cu anumite sclipiri. Și spun doar câteva. De exemplu, tatăl meu a făcut armata la regele Mihai și asta spune foarte multe. Deci înseamnă că a avut ceva. Mama mea a cochetat puțin cu politica de pe vremurile acelea, dar tot la țară am crescut și asta nu înseamnă că n-am avut o copilărie normală. Îmi plăceau toate lucrurile care le iubeau copiii pe vremea aia. Și crede-mă că dacă mă uit acum la copilăria celor din ziua de azi, așa e. Îi vezi toată ziua în calculator. Pe mine, la sigur, timpul ăla nu erau. Noi eram pe afară, așa, mă vedeai, ba pe câmp, ba în pădure, ba la pescuit, ba cu porumbei, așa ba e. Cu bicicleta, ba cu... Ocu, cred că asta este cea mai frumoasă copilărie pe care poate să o aibă un copil, să crească. Cred că și cei care sunt de la oraș și au bunici la țară, cred că la țară au cea mai frumoasă copilărie, pentru că acolo ești liber, poți să te joci, sunt acolo, iar, acolo, într-adevăr, la Hodac, acolo mi-au fost poate unele dintre cele mai frumoase clipe ale vieții. Mai ales că părinții, dacă am văzut un instrument care mi-a plăcut foarte mult,
au făcut tot posibilul să mi-l achiziționeze și la un moment dat pentru un acordeon, țin minte că tata a zis, băi copile, n-avem bani atât, e foarte scump, dar mama zice, bine mă, dar pe am un jițeluș așa, e mare, ce mai facem cu el? O vândut jițelul și mi-a luat acordeon. Da. O să luăm un telefon, foarte, foarte frumos, uite acordeon. Ai cântat și la acordeon? Un pic, da, în copilat. Un pic, bună seara! Domnișoara Anuța? Da, vă ascultăm! Mă numesc Rânduri Gabriela, sunt din Prundul Brâgăului și aș dori o dedicație muzicală pentru mama mea, Rânduri Lenuța, și pentru fiica mea, Ana Maria Gabriela. Cu mult drag, din partea noastră! Și ne place mult invitată dumneavoastră! Mulțumim, doamnă scumpă! Multă sănătate și multă fericire! Știi dumneavoastră! La fel vă dorim și noi! Dar aveți emoții, doamnă? Un pic! De ce? Haideți să, spuneți, să spunem că eu sunt moderatorul și poate în fața mea n-aveți așa emoții, nu? Da. Adică vrei să spui că în fața bărbaților nu ar avea păi așa eu, de exemplu, emoții? În fața femeilor nu am. Ce, nu are de ce să aibă emoții? Eu am în această seară pânzături de pe Valea Bârgăului.